Suntem în Biserica Baptistă Betania din Sibiu la un interviu cu pastorul Benjamin Poplăceanu. Frate Binu, prima mea întâlnire cu dumneavoastră a fost în anul 1988 la înmormântarea pastorului German din Timișoara. Atunci v-am văzut pentru prima dată. Îmi aduc aminte și acum despre două lucruri de la acel eveniment. Despre predica pastorului Vasile Talpoș, intitulată Când își cheamă Dumnezeu ambasadorii și despre o cântare pe care dumneavoastră ați cântat-o cu un alt păstor e plin de miraje pământul. Aș vrea să vă întreb când ați trecut de la mirajul pământului la mirajul Evangheliei? A trecut mult timp de atunci și eram mai tineri și mai frumoși. Acum ne apropiem de alt statut, dar vreau să spun cu mare bucurie că am avut harul să cresc într-o familie de credincioși. Tatăl meu a fost un predicator, n-a fost pastor, dar a fost un om plin de râfnă pentru Evanghelie și a misionat vizitând bisericile din țara Hațigului, unde m-am născut, și din alte zone. Mama mea a fost o femeie a rugăciunii și la vârsta de 16 ani, prin Harul Domnului, am auzit chemarea Domnului la pocăință și în seara de Revelion, dintre 60 și, dintre anul 68-69, l-am primit pe Domnul. A fost o întrebare, care este rostul vieții tale? Ce rost are viața ta fără Hristos? Și cred că a fost cea mai importantă întrebare care am auzit-o vreodată. Și în seara aceea mi-am deschis inima și l-am primit pe Domnul. Deși eram în biserică, făceam lucrurile care se fac în biserici de copil, cântam în orchestră, mergeam la toate slujbele bisericii, dar a avut loc acel moment personal în care m-am întâlnit cu Hristos și mi-a schimbat viața înspre Ceea ce încă consider că este mirajul crucii sau mirajul Evangheliei. Vă aduceți aminte cu bucurie de momentul acela? Aș vrea să vă întreb dacă vă aduceți aminte și de momentul botezului. Cum a fost la botezul dumneavoastră? Prima dată când m-am prezentat în fața Comitetului Bisericii, m-au întrebat dacă am buletin. Pentru că încă nu aveam buletin. I-am întrebat unde scrie în Biblie să prezint buletinul când trebuie să mă botez, dar m-au amânat odată și au spus să mai crești, să te mai maturizezi. Momentul botezului a fost după vreo 10, 12 luni, aproape de anul următor, în 6 decembrie, am fost botezați la Biserica Baptistă de la Hazeg de pastorul Cenușe Teodor, un om mic de statură. Eu eram înalt și ca să mă poată boteza, a spus: Intri în bazin și imediat te pui în genunchi. În genunchi eram la aceeași înălțime. <laughs> și păstrez o frumoasă amintire: am fost 12 tineri care ne-am botezat și toți au rămas pe calea Domnului. Probabil că pentru generația tânără numele Teodor Cenușă nu spune foarte mult, dar cei care sunt preocupați de istoria baptiștilor știu cel puțin trei elemente importante. Primul dintre ele, fratele Teodor Cenușă a lucrat la leprozeria de la Tichilești. Pentru mine, ca păstor al bisericii din Lugoj, e important acest nume pentru că timp de vreun an de zile a fost și păstor al bisericii din Lugoj și apoi a lucrat în zona Ațegului. Ați putea să îmi descrieți Puțin mai mult viața acestui slujitor al lui Dumnezeu? El a fost un om extrem de modest, dar cu o pregătire biblică, teologică, sănătoasă, și a făcut lucrarea Domnului cu foarte multă responsabilitate. Mi-aduc aminte că odată a venit la simpiu pe atunci locuia locuiam în Hațeg, dar întâmplător mă aflam în vizită la Sibiu și i s-a dat ocazie să predice și s-a scuzat că nu va putea să predice pentru că are ceva pe limbă. Și a predicat, a avut un cuvânt uimitor, încântător, plin de puterea Duhului Sfânt. Și după ce s-a terminat, un frate s-a rugat din biserică și a spus, Doamne, te rugăm să-i dai tot timpul ceva pe limbă. A fost un om special. A avut harul să-l cunosc de aproape și familia și până când biserica a fost preluată de pastorul Dugulescu, a fost pastorul bisericii din Hanțic, când a trecut la Domnul. Dumnezeu v-a chemat la mântuire, dar a venit și o zi în care Dumnezeu v-a chemat la lucrare. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Cum ați simțit chemarea din partea lui Dumnezeu de a Predicaș de a urma cursurile unui Institut Teologic. De mic copil am fost implicat în lucrare împreună cu tata. Tata mă lua, mergeam cu bicicletele, el predica și eu cântam. Cântam, aveam un acordeon mic, cu 12 bași, foarte cel mai mic, dar eram partea muzicală a slujbelor la care participam și călătorind cu el foarte mult, am înțeles marea nevoie de vestirea Evangheliei. De fapt, partea cea mai bună a tatălui meu era că era pasionat pentru mântuirea oamenilor. De multe ori mergeam cu autobuzul, niciodată nu ședea pe scaun împreună cu mine. Mă așeza la un loc sigur și apoi să a lângă altă persoană ca să-i spună despre Hristos. La început n-am înțeles, dar după ce am văzut râfna lui pentru Sufletele nemântuite, am înțeles că e un lucru extrem de important. Și pe la vârsta de 17 ani am simțit chemarea asta personal din partea Domnului. Mi-a fost frică să o mărturisesc cuiva. Mă simțeam nevretnic și incapabil pentru asta. Dar, într-o anumită împrejurare, mama care avea un tact foarte special s-a apropiat de mine și m-a întrebat ce gânduri am eu și ce frământări am. Și i-am spus eu, cred că Domnul mă cheamă la lucrarea pastorală. Și atunci, pentru prima dată, ea mi a mai destănuit o taină. Mi-a spus că, după ce au două fete, surorile mele mai mari, s-a rugat Domnului pentru un băiat. Și s-a rugat ca Ana din Scriptură, dacă Domnul îi va da un copil de parte bărbătească, va încredința Domnului pentru toată viața lui. Interesant că nu mi-a spus niciodată până atunci lucrul ăsta. Pentru mine a fost o reconfirmare a chemării care am primit-o de la Domnul. Și pot să spun că un personaj important care m-a încurajat în domeniul acesta a fost fratele Liviu Olah. Venea la evangelizare la Hațec și totdeauna când mergea în zonă, mă luam împreună cu dânsul. Eu eram pe atunci un copil, dar am prins această pasiune pentru Evanghelie și i-am împărtășit ce simțeam. Țin minte că a poruncit șoferului, dânsul nu conducea mașina, totdeauna îl ducea altcineva, a poruncit șo șoferului, oprește-te că avem un lucru important de făcut. Și a rostit o rugăciune care pentru mine a fost rugăciunea vieții. Atunci am fost convins că e o chemare veritabilă, sigur, care apoi am împărtășit-o cu fratele Petrică Dubulescu, care m-a încurajat și mai mult să merg la seminar și în timpul pastorației lui am plecat la seminar. Ghinionul a fost că după două săptămâni de seminar m-au luat în armată. Pentru că atunci nu erau scutiți seminariștii de a face armata, și a trebuit să merg doi ani, un an jumate în armată și apoi să revin după doi ani în promoție următoare în anul 1976. -76. Ați amintit două nume foarte cunoscute în mediul baptist, în mediul evanghelic, Liviola și Petru Dugulescu, doi oameni pe care și eu am avut harul să îi cunosc. Aș vrea să vă întreb ce credeți că a avut atât de special Liviu Olah în viața lui, de Dumnezeu l-a folosit cu o putere așa de mare în lucrarea de trezire spirituală din Oradea și din România. Cred că elementul cel mai însemnat a fost rugăciunea, a fost un om al rugăciunii. El a adus conceptul acesta de rugăciune, cu listă de rugăciune și când Dumnezeu a făcut să ajungă la Oradea, a produs, după părerea mea, cea mai mare schimbare, care s-a produs un fel de trezire spirituală pe vremea aceea, învățând oamenii să se lase de băutură și să înceapă să se roage. Și asta a produs schimbarea care s-a făcut la Oradea. Cred că Oradea îi datorează mult acestei perioade în care Liviu Olah a fost păstor la ei pentru puțină vreme. Mi-aduc aminte, de exemplu, când a fost mutat disciplinar de la Timișoara la Făget. Și am fost acolo la ultimul servici când s-a despărțit de frații de la Făget. Eu n-am văzut o biserică să plângă în hohote ca biserica din Făget, când s-au despărțit de Liviu Olah. Și după ce s-a terminat slujba, au ieșit în curte și formau grupuri, grupulețe și stăteau și plângeau. A fost un om special. Am găsit recent un caiet cu memoriile tatălui meu și în acel caiet el vorbește despre pastorul Liviola care a stat în perioada respectivă trei săptămâni în casa noastră, împreună cu toată familia, și spune printre altele că perioada de la făget a fost într-un fel. Perioada de antrenament pentru ceea ce a urmat mai târziu, și sublinează exact același lucru: că oamenii plângeau numai în momentul în care îl vedeau mergând spre amvon. De fapt, se întâmpla ceva. Începea să vorbească, și în timp ce vorbea, sau când începea să vorbească, era foarte rar în care treceau 5 minute până când cineva să preda Domnului. Era o putere extraordinară care se manifesta și am asistat la foarte multe ocazii în care oamenii să predau în timpul predicii. Nu se aștepta apelul final când să se facă invitația, ci oamenii erau cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Ați amintit un alt nume, pastorul Petrică Dugulescu, care a fost unul dintre păstorii vizionari ai României. Dacă ar fi să priviți în urmă și să-i faceți o caracterizare acestui om al lui Dumnezeu, care credeți că a fost farmecul slujirii fratelui Petru Dugulescu? Cred că fratele Petric a avut un deosebit talent să compună poezii. A fost un poet mare al neamului nostru sau al lumii evanghelice și a fost pasionat de predicare. Mi-aduc aminte că întotdeauna, când avea predici mai speciale, mă suna, vorbeam la telefon, pe atunci telefoane fixe, că nu aveam altfel de telefoane, și îmi spunea: Mi-a dat Domnul niște gânduri, ascultă. Și îmi spunea schița predicii. Era atât de încântat când îi descoperea Domnul câte ceva și avea un mod interesant de a predica. Deci, Petrică este omul care s-a remarcat pe plan spiritual prin evangelizare și poezie. Dar a avut și o inimă pentru oamenii năpăstuiți. Deci da. aia sunt proiectele care le-a început și care până acum continuă și sunt de mare efect. Sigur că eu personal am regretat când am auzit că am plecat la Domnul într-un mod neașteptat. Am participat și la slujba de mormântare. Dar Cred că în memoria lui rămâne în amintirea noastră ca un om special. Pentru că am vorbit puțin despre Fratele Dugulescu și ați subliniat, să spun așa, creativitatea lui. Așa să vă întreb, ce rol credeți că joacă creativitatea în pregătirea unui mesaj. Dumnezeu este un Dumnezeu creator. Și Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Și cred că Dumnezeu a turnat în noi uh, prin Duhul Sfânt și darul acesta de a crea. Noi nu creăm din original, creăm din ce a creat Dumnezeu. Dar luând această, acest material care este revelația Sfintelor Scripturi, cred că trebuie să avem acea uh, deschidere pentru a fi creativi și a avea întotdeauna Idealuri sau inițiative. În momentul în care nu mai ai idealuri și nu mai vezi o oportunitate și ceva în perspectivă, cred că momentul acela este momentul să fii chemat acasă. Momentul plafonării. Da, dar cred că trebuie să trăim acea stare de încântare cu Domnul. Cred că o viață de slujitor blazat este o tragedie. Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie încântat de relația cu Dumnezeu și de slujba la care Dumnezeu l-a chemat. Au venit anii de seminar, cu siguranță ca ani frumoși. Ce amintiri aveți din timpul anilor de seminar? De ce profesori vă aduceți aminte? De ce evenimente petrecute pe parcursul acelor ani? Mă duc aminte de toți profesorii care am avut, oameni speciali, oameni care, cu smerenie în vremea aceea, în perioada de persecuție s-au pus la dispoziția Domnului, poate cel mai proeminent este fratele Bunaciu Ioan, care a fost director în timpul acelor seminarului și care ne-a învățat și lucruri în practice în teologie și lucruri mai hasli în expresiile care le folosea. Mi aduc aminte de fratele Vasile Talpoș, care a venit mai târziu, Fratele Vasile Taloș, care ne-a fost profesor. Și alții care ne-au învățat lucruri interesante. Probabil că cea mai importantă parte în sa seminarului a fost. Locuirea împreună și perioadele de practică care le făceam prin bisericile din țară. Și cred că lucrurile acestea ne-au format și ne-au ajutat să ne legăm de biserici și să cunoaștem bisericile și să fim cunoscuți de biserici și apoi folosiți. Pot să spun că a fost o perioadă bună. Iată că anul acesta or, vom împlini 40 de ani de când am terminat seminarul. Plănuim o întâlnire în sfârșitul verii, dacă ne va permite situația. Uh. De la seminar ați intrat în lucrare la finalizarea cursurilor și ați fost călăuziți, să, călăuziți să veniți înspre Sibiu. Da, deci primul loc de pastorație a fost exact aici, în biserica aceasta. Pe atunci nu se numea Biserica Betania, ci era Biserica Baptistă Germană. Biserica Germană nu mai avea Pastor, pentru că pastorul care l-a din cauze, din motive medicale, a trebuit să plece la tratament în Germania și ei m-au invitat să fiu pastorul lor. Aveam locuință aici, eram căsătorit cu soția mea, Lenunța, și am fost invitat. Deci primul an de pastorație, un an și patru luni am fost pastor în același timp la Biserica Germană din Sibiu și la Biserica din Pitești. Am fost primul păstor al Bisericii din Pitești, tocmai informată în, înainte cu un an, și am slujit un an și patru luni, ca un fel de a doua armată. <laughs> și după aceea am fost ales la Biserica Română din Sibiu, concomitent cu Biserica Germană. Am păstorit încă un an în felul acesta în cele două locații, aici și pe strada Magheranului, după care am înființat Biserica Betania în anul 1982 și de atunci, prin Harul Domnului, sunt aici. O întrebare legată de Biserica Germană. L-ați cunoscut pe cel care a fost păstor al acestei biserici. Desigur că pentru noi, cei care trăim în anul 2020, Numele acestea nu spun prea multe. Citim fie în istoria fratelui Alexa, fie în cărțile de istorie ale fratelui Bunaciu. Spuneți-ne câteva lucruri despre Biserica Germană din Sibiu, despre păstorii ei, despre felul în care această comunitate s-a dezvoltat o perioadă de timp și apoi inevitabil încetul cu încetul s-a stins. Dacă ar mai fi existat Biserica Germană din Sibiu, anul acesta ar fi împlinit 120 de ani. Dar în anul 1990, ea s-a desfințat prin emigrare a membrilor spre Germania. Biserica a fost prima biserică baptistă din Sibiu, a fost biserica germană și a fost uh, uh, înființată prin lucrarea. Pastorului Toici Gheorghe. Toici Gheorghe a fost un pastor proeminent în biseric bisericile germane din România uh, și eu vorbeam de fiul dânsului, care acum se apropie de 100 de ani, uh, Toici Friedrich, care locuiește în Germania. Un om foarte echilibrat, un om uh, rațional și foarte practic. Eu nu l-am cunoscut decât după ce am devenit păstorul Bisericii Germane, pe care dânsul îl părăsise prin emigrare în Germania, dar ne-am vizitat de foarte multe ori și l-am apreciat ca un om special, un pasionat de istorie și acum mai caută informații să scrie ceva despre bisericile germane din România. Biserici germane din România au fost foarte multe în Dobrogea, în zona Bucureștiului și în zona aceasta, Sibiu-Brașov. Când am venit eu păstor la Sibiu, deci fratele Toici Friedrich nu mai era și fiul dânsului Harald Toici era plecat tot în Germania, tot păstor, aici mai venea ocazional și sporadic fratele Novak Adolf. Dar și de însă a plecat în Germania la o misiune extrem de importantă. Dacă ați auzit, Licht in sau Lumina în Răsărit, care a ajutat foarte mult lucrarea cu literatura creștină. Ca o curiozitate, mai există documente în limba germană, desigur, care vorbesc despre istoria bisericii. Aveți în arhiva bisericii da, astfel eu, de documente? Eu am câteva volume scrise de Toici Friedrich despre zona aceasta, respectiv Sibiu, Petrești, Apold, Vurpăr, Slimnic și Brașov. Ați înființat Biserica Betania în 1982 și de atunci sunteți păstor al acestei biserici. Două întrebări importante pentru mine. De ce ați pus numele Betania și care este secretul longevității unui păstor într-o astfel de biserică? Era o perioadă în care bisericile se numeau după strada în care erau. Și mi inspira pro probabil și din uh, Occident, unde bisericile toate aveau un nume biblic, m-am gândit uh, care ar fi uh, esența sau caracteristica principală a bisericii, și după multă căutare am propus bisericii să se numească Betania. Betania, casa sufletului tău. Așa a rămas până astăzi. Uh, ideea a fost Domnul Isus să vină în Betania, să fie acea relație de prietenie între Domnul Isus și biserică și uh, ne-am stabilit logul acesta și numele acesta încă de la început. Uh, nu s-a schimbat nici acum. Ideea este să fim o biserică deschisă cu un serviciu sau un mod de închinare relevant pentru vremea noastră, dar să păstrăm valorile uh, biblice, valorile Cuvântului Lui Dumnezeu. A doua întrebare. Nu știu secretul longevității de multe ori mă aduc aminte de o expresie greșit tradusă din limba, limba engleză, în care unii spun, mai ales românii din care sunt în America, spun că ei suportă încă un păstor. Și eu mă bucur că Biserica Betania încă mă suportă. Sunt pensionar, bineînțeles, dar Biserica a solicitat să mai continui să lucrez part-time și o fac cu bucurie. Cred că un lucru important care s-ar putea spune este să rămâi statornic. Vin vremuri mai ușoare, mai grele, dar lucrurile merg înainte când știi să rămâi în locul în care te așează Dumnezeu. Au fost și momente grele, dificile pe parcursul acestor aproape 40 de ani de slujire. Din, în ceea ce privește biserica locală, aș putea să dau slavă Domnului să mărturisesc că n-am avut momente dificile. Biserica a fost în unitate, au fost uh, deschiși pentru propunerile care s-au făcut și ideile care au venit și am fost totdeauna în un program de dezvoltare, de a face ceva nou în comunitate, în zonă. Uh, poate cea mai dificilă perioadă a fost în viața mea, în anii 2009-2010, când am avut o experiență mai traumatizantă. Dar Dumnezeu m-a ajutat să trec cu foarte mare bucurie și cu succes. Să e spiruitor. Știu că Sibiul a fost și locul în care, în perioada regimului comunist, a intrat foarte multă literatură și multe exemplare ale Bibliei într-un mod clandestin. Îmi aduc aminte că se vorbea în vremea aceea, și știu lucrul acesta de la tata, de fratele Mircu Cocar și fratele Benamin Poplăcean, cei care distribuiau literatură. Aș vrea să vă întreb, nu a fost riscant să faceți o astfel de slujbă în perioada regimului comunist? Când eu am venit la Sibiu, am găsit pe fratele Mircu fiind păstorul Bisericii. Deci, eu am venit din timpul seminarului, m-am căsătorit și l-am găsit aici și l-am uh, găsit în slujba aceasta și eu am înțeles că trebuie să duc mai departe lucrarea asta. Uh, acum, uitându-mă în urmă, spun că a fost nu riscant, ci foarte riscant. Și poate că dacă știam lucrurile care le știu acum, poate că omenește nu m-aș fi implicat în lucrarea asta. Dar am făcut-o și m-am implicat cu toată, cu toată râvna și toată forța pentru că am știut că e spre folosul înaintării Evangheliei. Sigur că am avut parte de experiențe extraordinar de puternice care nu am timp să le povestesc acum, în care mâna Domnului a intervenit punctual și ne-a ridicat din Situații foarte, foarte cumplite, foarte grave, dar ne-a păzit cu mâna lui. Vreau să spun că atunci aveam de sute de ori mai multe Biblii decât acum. Și aici, în clădirea asta, Dumnezeu a trimis hrană pentru mare parte din România. Slavă Domnului! Uh, pentru că ați vorbit de fratele Mircu Cocar, ați amintit din nou un păstor care, tot pentru o perioadă scurtă, de aproape un an, a păstorit biserica din Lugoș. Uh, cum l-ați descrie pe fratele Mircu? A păstorit biserica de lungul și un an, dar a păstorit biserica în Sibiu 40 și ceva. A fost un om inimos, un om cu aplecare spre cântare și, și spre încurajarea oamenilor. Darul cel mai mare, cred că a fost darul de încurajare. Așa și avea o vorbă, se spunea totdeauna, cu nădejde și cu literă mare. Și astea ne-au rămas multe ori în minte. Ne amintim când stătea la ieșire, la ușa bisericii, să dea mâna cu frații, pentru fiecare avea un cuvânt de încurajare. Asta a fost darul cel mai mare și sigur riscul care și l-am asumat de a distribui literatură religioasă primită cum se putea. Tot în Sibiu a locuit unul dintre marii compozitori creștini, fratele Nicolae Moldoveanu, pe care l-ați știut foarte bine, l-ați cunoscut într-un mod personal. Am avut și eu ocazia să particip la înmormântarea dânsului aici în biserică. Pentru generația tânără, care nu știe foarte multe lucruri despre Nicolae Moldoveanu, ce ați putea să ne spuneți despre acest om al lui Dumnezeu, care a suferit mult? Da, a fost închis în închisori pentru singurul motiv că a compus cântări creștine. Un om care a fost perseverent și un om de calitate mare spiritual vorbind. Avea în fiecare zi timpul în care stătea în prezența Domnului, în care scria meditații duhovnicești. A scris medita, medita, meditații duhovnicești pentru toate versetele din Noul Testament și pentru o parte din Vechiul Testament. A scris în jur de 8.000 de cântări. O parte dintre ele sunt tipărite, dar probabil ca un 30% sunt tipărite mai sunt multe care sunt în curs de tipărire dar ceea ce vreau să spun este că omul acesta Nicolae Moldoveanu era o prezență de putere și de duc sfânt. Mi aduc aminte că odată am avut un grup de vizitatori din America, șase pastori din America și m-am gândit ce să fac cu ei și m-am hotărât să mă duc să-i duc la Nicolae Moldoveanu. Am intrat, când intrai la dânsul, nu puteai să stai 10 minute. Cam două ore era timpul în care trebuia să stai acolo. De când am intrat, după 5 minute, el a început să cânte și să vorbească și unul dintre pastorii care era în grupul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el și l-am întrebat, tu înțelegi ce spune? Și a spus, nu înțeleg nimic. Zic, de ce plângi? Nu știu, m-a copleșit prezența Domnului că nu mă pot abține. Cam așa era. Noi locuiam în apropiere și am avut foarte multe lucruri împreună de făcut. La un moment dat l-am și mutat din locuința în care a stat în chirie 50 de ani, într-o casă comună cu încă patru familii, unde am părțit bucătăria cu aceștia. L-am mutat că nu era nimeni să poată să-l disloce de acolo și l-am mutat într-o altă locuință tot închiriată de cineva pentru familia moldoveană. Și vreau să vă spun că uh, omul acesta era plin de cuvânt și în tot ceea ce spunea, el lăuda pe Domnul. Uh, am avut harul să conduc slujba de înmormântare și a dânsului și a sorei și au rămas în memoria noastră ca oameni speciali. E greu și să numeri până la 8.000, dar să știi că toate acestea sunt cântări scrise care se cântă și melodii duhovnicești, melodii cu profund conținut biblic și melodii frumoase. Într-adevăr, multe din bisericile din România și nu doar bisericile din România, îmi aduc aminte că am fost aici la dumneavoastră cu un grup de tineri din America. Ei au interpretat o piesă de-a lui Nicolae Moldoveanu. Mă gândesc la Biserica Betania ca fiind un loc ce a devenit în timp bază misionară. Vă puteți compara oarecum cu Biserica din Antiochia. Care sunt proiectele cele mai importante pe care le-ați dezvoltat pe tărâm evanghelistic, educațional, mediatic? Sunt lucruri care a trebuit să le facem. Era necesar pentru lucrarea Dumnezeu. Și uh, primul proiect care l-am dezvoltat a fost o școală biblică, care am început-o prin anul 1987. Și vreo doi ani am lucrat în uh, clandestinitate. După 89 am lansat-o și aici, în clădirile bisericii, în anexele care le avem, s-a derulat această școală, care apoi a devenit mai târziu Colegiul Biblic Betania, în care am instruit în jur de 500 de persoane lucrători, care o parte sunt păstori prin țară, alții sunt în diferite lucrări, la asociații misionare, la radio. Acest lucru a fost o dorință sau o pasiune din totdeauna. Am avut harul să mă întâlnesc cu doi profesori inimoși din Statele Unite, care au avut în obiectiv să ajute învățământul biblic în România. Am avut un program de patru ani în care se pregăteau tinerii aceștia în sesiuni modulare. Și cred că a fost o binecuvântare și pentru frații care s-au pregătit, dar și pentru Biserica. Pentru că oamenii care veneau să predea, specializați fiecare pe cursul lui, participa și la slujbele Bisericii. Și astfel și biserica a fost încurajată prin acest proiect. Sigur că mai târziu, după ce s-a uh, schimbat regimul, am uh, înființat cu ajutorul Domnului și un liceu, liceu creștin Betania, care funcționează și astăzi și care a început uh, destul de uh, timid, dar care are rezultate foarte bune și este apreciat la nivel de uh, județ. Apoi am dezvoltat, până anul trecut am avut, ca și o lucrare a bisericii, acum s-a trecut într-o altă etapă, un cămin de bătrâni. Un, o casă de, de bătrâni unde am avut în jur de 30-35 de persoane, oameni foarte săraci. N-a fost un fel de business, ci a fost o lucrare de ajutorare a oamenilor săraci și biserica a susținut parțial uh, funcționarea acestui camin. Acum s-a trecut la o etapă următoare într-un alt camin care de data aceasta se autosusține având vreo 70 de persoane la Tălmaciu. Uh, apoi, acestea au fost proiectele mai mari, dar am avut și lucrare misionară. La un moment dat am avut un, ca un hub aici pentru misionari. Au fost mulți misionari de la misiunea Greater Europe Mission, care au stat aici în Sibiu și au coordonat lucrarea din țară și chiar din zona aceasta Europei. Am avut misionari de la Southern Baptist și de la North Baptist Association. Acum avem mai puțin am avut și misionarii noștri care au plecat. Am avut o fată care a fost mulți ani în India, până acum doi ani când s-a căsătorit și a plecat în Italia. Continuă și de acolo să facă lucrarea Și am avut o, 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 o fată, o soră, medic, cu care am deschis un centru de misiune medical în Oltenia, la Berindei, lângă Drăgănești-Olt. Și sigur, Zona din prejur, satele din prejur, acum sunt păstorite de frați care s-au pregătit aici, în Colegiul Biblic. Când, o lucrare deosebită. De... Când am venit, eram păstor în șapte biserici. Acum fiecare din aceste biserici are păstorul ei și aici suntem trei păstori. O lucrare deosebit de frumoasă la nivelul bisericii locale, dar știm că ați făcut o lucrare frumoasă și la nivel de comunitate. Ați fost implicat în conducerea comunității, an de zile ați fost în conducerea Uniunii. Spuneți-ne puțin despre slujirile acestea și mai ales despre satisfacțiile unei astfel de lucrări, dar și despre dificultăți. Am fost implicat în conducerea comunității până în prezent vreo 26 de ani. Cei mai mulți am fost încă în funcția de președinte. Acum sunt la al, doilea, la al treilea mandat de secretar. Vreau să vă spun că slujirea la comunitate mi-a adus foarte multă împlinire. Am găsit că este o oportunitate să fiu de folos păstorilor din zona aceasta și să îi ajut atunci când trec prin momente mai dificile. Pe lângă slujirea pastorală, care a fost prioritatea numărul unu și care consider că este lucrul la care m-a chemat Dumnezeu, această slujbă administrativ-spirituală în comunitate mi-a dat semnificație și am găsit că este un lucru care se merită, în sensul că e foarte important să poți să investești în oameni care lucrează în ogorul Domnului. Un lucru care l-am realizat încă de la început, prin primele mandate a fost să creăm o atmosferă de prietenie între păstori. Și am avut multe, multe ocazii în care ne-am putut manifesta prietenia aceasta în cadrul comunității. Nu au fost competiții pentru funcții sau lupte pentru funcții. Totdeauna am fost prieteni și oameni care au fost prin comunitate și au mers pe alte comunități. Îmi spun că-și aduc aminte de uh, atmosfera plăcută din cadrul comunității. În ceea ce privește Uniunea, și acolo am fost în vreo 4 sau 5 mandate, uh, și în Executivul Uniunii, și în Consiliul Uniunii. Uh, mărturisesc că n-am prea avut multe satisfacții. Funcțiile așa. de la nivelul acela uh, au fost mai mult solicitante și de multe ori uh, prea împovărătoare. Dacă ar fi să rescriu istoria vieții mele sau firul vieții mele, nu știu dacă aș mai include segmentul uniune în slujirea mea. Dar și aia trebuie să o facă cineva. Cineva trebuie să se implice și la nivelul acesta. Prin asta nu spun că uniunea nu e de folos, dar vreau să spun că slujirea acolo a fost mai grea decât toate celelalte slujiri. Uh. În anul 2007, Sibiul a devenit cunoscut la nivel european, fiind capitală culturală europeană. Așa să vă întreb, cum a contribuit evenimentul acesta la dezvoltarea orașului și cum pot creștinii sau cum au putut creștinii din Sibiu să aibă un impact în acea perioadă, pentru că Acum se vorbește de Timișoara, Capitală Culturală 2021, probabil se va amâna pentru 2022-2023, și pentru Timișoreni este important să învețe de la alții dacă ar putea să promoveze valorile creștine într-un astfel de proiect. Eu cred că și Timișoara, ca și Sibiu, beneficiem de o moștenire multiculturală și multietnică. Unul din lucrurile care cred că au ridicat aceste zone a fost influența germană și maghiară. Având o populație mixtă, oamenii au învățat unii de la alții și totdeauna am, am socotit că trăim într-o bună armonie cu naționalitățile diferite de naționalitate română. Și asta cred că a fost un plus. Și sigur că uh, Sibiu s-a ridicat și prin acest, uh, acest statut de capitală culturală europeană și a devenit un punct de atracție pentru turiști, uh, cu excepția acestui an, când orașul pare mai gol, în anii trecuți, aproape că rar auzeai vorbind pe centrul orașului român românește. Se vorbeau toate limbile din lumea asta și era plin orașul de, de turiști. Asta a adus și un beneficiu economic orașului, o dezvoltare și a creat -o un climat de respect și de pace. Acum, asigur că în ultimii ani Sibiu a fost deschis și au venit din toate părțile și sunt anumite cartiere care le numim cartierul Vâlcea, cartierul galați dar. Atmosfera este... Nu aveți încă cartierul a... Bangladesh, Vietnam... Încă nu. Atmosfera încă este bună și e, cred că este încă un oraș care atrage. E, implicarea creștinilor noi a fost întotdeauna deschiși pentru colaborare. N-am avut bariere așa de mari care să nu le putem depăși, deși ne-am păstrat identitatea noastră ca și credincioși baptiști și în general, am fost respectați. Nu am avut tensiuni interconfesionale evidente, așa care să marcheze viața noastră și poate că o contribuție care am avut-o în oraș a fost prin faptul că în anul 1993 am înființat Radio Voce Evangheliei. Am fost primul oraș din, din Europa care a avut 24 de ore emisie pentru noi a fost o mare surpriză și felul în care a lucrat Dumnezeu este nemaipomenit atunci să putem obține licența pentru a emite 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Și de atunci se face lucrarea asta și Radio Vocea Evanghelie a crescut în valoare pentru că s-a adresat unei palete largi de oameni. Deci a fost o unealtă de a pătrunde în comunitate. Și Proiectul acesta. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul acesta acordat, pentru deschiderea pe care mi-ați arătat-o, de a răspunde la toate întrebările și de a răspunde punctual. Aș vrea să vă întreb, ca un păstor cu atât de multă experiență, având atât de multă implicare la nivel cultic, ce ar trebui să facă păstorii tineri din România, din anul 2020? pentru ca lucrarea lui Dumnezeu în mișcarea baptistă să crească în anii care ne stau înainte. Tocmai mă gândeam zilele acestea că perioada prin care am trecut, ultimele 3-4 luni prin care am trecut, cred că reașează lucrurile într-o altă formă. Cred că adevărul esențial sau fundalul nu se schimbă. Noi nu putem schimba cuvântul lui Dumnezeu, care este același. Cerul și pământul va trece, dar cuvântul lui rămâne la fel. Dar forma în care se prezintă cuvântul și forma în care ne manifestăm ca și uh, creștini, ca și credincioși baptiști, cred că trebuie să fie resetată. Timpul este mai prețios, se comprimă. Lucrurile se schimbă în relațiile dintre oameni și va trebui să regândim ce păstrăm din ce am avut și ce schimbăm ca să fie și relevant pentru viața noastră. E o luptă întotdeauna între revelație și relevanță. Nu trebuie să desfințăm revelația lui Dumnezeu, care este scriptura, dar trebuie să o facem relevantă pentru vremea asta. Ce aș dori ca să se. Întâmple în viața pastorilor din țara noastră, ar fi să fie îndrăgostiți de Cuvântul lui Dumnezeu și de oameni. Cu durere spun că poate vârsta mă duce spre pesimism, să văd că de multe ori se predică multă psihologie și se aduc mesaje traduse sau găsite pe internet și nu se mai scot din izvor din Cuvântul lui Dumnezeu. Le spun și la uh, studenților de la institut, memorați Scriptura, îndrăgostiți-vă de Cuvânt. Cuvântul să fie sursa principală. Și cred că atunci când ne ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna vom avea un mesaj proaspăt și actual. Și cred că asta e nevoia cea mai importantă. Acum sunt fel și fel de influențe. Și trebuie să recunoaștem că suntem îi împărțiți în privința aceasta, în funcție de influențele care vin prin diferite grupări sau mișcări care deja sunt în România. Dar adevărul cuvântului rămâne același și dacă stăm pe această temelie, cred că avem șanse să mergem înainte. Să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumim, vă dorim putere, har, sănătate și Domnul să vă dea o viață lungă pe care să o folosiți ca și acum. Asumele. Pentru gloria lui și pentru lărgirea împărăției Asumele. sale. Să mai spun doar un cuvânt. Apreciez faptul că te implici în slujirea aceasta, care cred că poate avea un impact deosebit și în uh, lucrurile care le faci vis-a-vis -vis de Biblie, de Muzeul Bibliei și celelalte, și influența în lumea politică, care poate să aducă bine. Cred că prin slujirea ta poți să aduci mult bine lucrării Domnului. Fac cu bucurie, cu pasiune și, dacă Domnul mă ajută, pot să fac încă multe lucruri pentru gloria Lui. Amin. Amin.